Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un tutorial un pic mai deosebit. Vom lucra un șnur pentru doamnele care lucrează la setă, un șnur care este foarte așteptat de dumneavoastră de ceva timp. Este vorba despre acest model de șnur lucrat în bob de orez. Vom încerca să-l lucrăm astăzi împreună. Și pentru aceasta voi folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 1. Dumneavoastră veți folosi firul dumneavoastră de bumbac cu care lucrați de obicei, croșeta cu care veți lucra în funcție de firul dumneavoastră, fie croșeta de 1, fie 0,75, în sfârșit. Voi pleca cu un ochi de lanț, după care voi face, deci 1, 2, 3, 4, 5, eu fac 6 ochiuri de lanț, le voi închide, încerc în corespondența primului ochi de lanț, voi închide cu fir alunecat. Din acest moment voi începe să lucrez boabele de orez, voi trage firul, voi lua firul pe croșet odată, voi intra prin cercul obținut. A doua oară, voi intra prin cerc, a treia oară, voi intra prin cerc, a patra oară. Deci, de 4 ori, firul pe croșet și intrăm prin interiorul cercului. Voi lua firul pe croșet, voi trece prin toate firele, voi închide împreună, voi face un ochi de lanț. Lavinia care lucrează, ea face două ochiuri de lanț. Eu încerc cu un ochi de lanț, să vedem ce iese. Și trecem la cel de-al doilea bob de orez. O dată pe croșet, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Din nou vom trece cu croșetul prin toate firele, vom bloca și voi face un ochi de lanț. Voi continua cu cel de-al treilea bob de orez. O dată pe croșet, de două ori pe croșet, de trei ori pe croșet și cea de-a patra oară. Apoi capătul de fir noi îl vom ascunde. Vom închide și acest bob. Voi face un ochi de lanț și voi continua cu cel de-al patrulea bob de orez. Ne este de ajutor în ceea ce vom lucra în continuare. O dată firul pe croșet, a doua oară, cea de-a treia, cea de-a patra oară. Vom închide totul, voi sigila. Acum voi face un ochi de lanț, voi lua firul pe croșet, voi intra în cercul obținut și voi închide totul jos, aici, la bază, în felul acesta. Acum întoarce lucru și pe acest picioruș noi vom lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș scurt. Voi continua cu două ochiuri de lanț. Cu aceste două ochiuri de lanț voi forma un picot, deci voi închide în primul ochi de lanț, în felul acesta, și în continuare pe acel picioruș voi face din nou trei piciorușe scurte. După care voi lua firul pe croșet. Așa, voi lua firul de croșet, voi intra în spațiul format din ochiul de lanț și voi forma un bob de orez. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, dacă nu mă înșel. Așa, le vom închide împreună. Un ochi de lanț, voi trece în spațiul următor și voi face următorul bob de orez, deci am o dată, de două ori, de trei ori,
de patru ori firul, voi trece prin toate, voi închide ochiul de lanț, iar acum voi intra în corespondența ultimului spațiu de aici, de jos. În felul acesta noi am reușit să începem acest șnur. Vom forma cel de-al treilea bob de orez, vom închide un ochi de lanț, firul de croșet și în corespondența acelui spațiu voi intra și voi închide totul aici jos, în felul acesta. Apoi întorc din nou lucru și pe piciorușul format voi lucra cele trei piciorușe scurte, 1, 2, 3, două ochiuri de lanț cu care voi forma picotul, voi continua cu următoarele trei piciorușe scurte, 1, 2 și cel de-al treilea. Bineînțeles, dumneavoastră veți lucra un pic mai strâns, eu aici am camera în față, foarte greu reușesc să văd, însă în linii cât se poate de normal vreau să vă arăt cum se execută. Voi intra în primul spațiu și voi forma 1, 2, 3, 4, deci voi forma deja primul bob de orez, îl voi închide, ochiul de lanț, voi intra în următorul spațiu, voi lucra cel de-al doilea bob de orez, dată de două ori, de trei ori, de patru ori, voi închide totul, voi sigila ochiul de lanț, acum voi intra în corespondența ultimului spațiu. Aici vedeți, dacă nu am văzut prea bine, am făcut ochiul de lanț. Aici voi face cel de-al treilea bob de orez, pentru că ați văzut fiecare rând conține câte 3 boabe de orez. Voi închide ochiul de lanț, firul de croșet, voi intra prin corespondența acelui spațiu și voi închide totul aici jos. Astfel am format piciorușul cu care vom merge în sus. Pe acest picioruș noi lucrăm 1, 2, 3 piciorușe scurte, două ochiuri de lanț cu care formăm picotul, voi continua cu următoarele trei ochiuri de lanț, trei piciorușe scurte, scuzați, 1, 2, 3 și voi continua cu boabele de orez, primul, primul bob de orez, închidem un ochi de lanț, cel de-al doilea bob de orez, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, închidem totul, un ochi de lanț, iar acum voi intra aici, în ultimul spațiu și îi voi forma cel de-al treilea bob de orez. Așa, încă o dată, în felul acesta. Voi închide totul, un ochi de lanț, voi intra prin corespondența acelui spațiu și voi închide totul aici jos, formând acel picioruș unde noi lucrăm piciorușele scurte. Încet, încet, începe să se formeze lănțișorul nostru. Întoarcem lucru, pe acest picioruș vom face cele trei piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3. Vom forma picotul, două ochiuri de lanț
Hormone acesti kot. Poi quanto ma urma tarli per i picciusci scorte. 1 2 3 După care trecem la executarea boabelor de orez. Voi intra aici în primul spațiu și voi forma primul bob. De 2 ori, de 3 ori, 4 ori firul de croșet, voi închide totul împreună, voi sigila unul de lanț, merg mai departe, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori firul de croșet, închidem totul, ochiul de lanț, iar acum mergem aici în ultimul spațiu și vom lucra cel de-al treilea bob de orez, 1, 2, 3, 4, voi închide totul, ochiul de lanț, după care voi face acel picioruș care ne ajută să urcăm în sus. Deci vom intra prin corespondența aceluiași spațiu și vom închide totul aici la bază. Întoarcem lucru și urcăm în sus cu cele trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Cele două ochiuri de lanț cu care voi forma picotul. Voi continua cu cele trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar acum vom continua. Uitați-vă, așa se prezintă. Vom lucra un pic singure și ne vom reîntâlni pentru a face o prezentare mai în detaliu. Eu am mai lucrat aici câteva rânduri. Mă voi opri aici, a fost important să vă explic modul în care se realizează acest șnur. Dacă vă este de folos, sunt foarte fericită. Știu că Lavinia mi-a spus de multe ori, acesta este un șnur inventat de ea. Mi-a spus de multe ori când reușesc să fac un tutorial. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să condivideți dacă doriți, iar eu, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, pe fiecare dintre dumneavoastră vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!